Gigi Ghinea și-a lansat sâmbătă la Dește de-a doua carte intitulată Iubirea, care vindecă. Autoarea Gigi Ghinea a demarat la sfârșitul lunii mai un turneu de promovare și lansare a celei de-a doua cărți intitulată Iubirea, care vindecă. În cadrul acestui turneu, psihologul a avut sau va avea parte de întâlniri cu cititori în orașe precum Brașov, Cluj, Târgu Mureș, Constanța, Sibiu, Bacău, Iași, Suceava, Timișoara sau Arad. Sâmbătă însă autoarea și-a lansat cea de-a doua carte la Dej, unde a fost întâmpinată cu multă căldură de un public nu foarte numeros, dar dornic să o cunoască mai bine pe Gigi Ghinea. Mai multe detalii despre ultima carte a psihologului Gigi Ghinea aflăm chiar de la autoare. În primul rând, vă rog să ne vorbiți despre evenimentul la care asistăm astăzi. Este poate cel mai fascinant eveniment din viața mea, pentru că se desfășoară la Dej. Toți dejenii ar trebui să știe, cei care încă nu știu, că eu sunt din Dej și sunt foarte mândră de asta. Adică am copilărit aici, cei mai buni prieteni ai mei sunt din Dej și încă țin legătura cu ei și ei se știu și îi salut și îi pup și iubesc. Și se întâmplă ceva frumos și anume lansez a doua mea carte. Și pe prima am lansat-o la Dej și am fost la fel de bucuroasă. Cum credeți că vor primi dejenii cartea dumneavoastră? Nu mai îmi place să folosesc cuvântul sper, pentru că eu m-am vindecat de nefericire. Acesta este titlul primei mele cărți. Așa încât eu vorbesc la prezent. Și aș putea spune, fără să greșesc prea mult, că știu că o să le placă cartea mea. Pentru că o vor citi cu sufletul și cu inima. Dați-mi 5 motive pentru care ați recomandat cartea dumneavoastră unei alte persoane. 5? Da, văd că ești foarte precis. Uite, o să mă gândesc. Primul motiv este pentru că eu sunt Gigi Ghinea din Dej. Al doilea motiv este că cartea mea se numește Iubirea care vindecă și orice om, fără excepție, când citește un titlu care se referă la iubire, este atras. Al treilea motiv este pentru că iubirea despre care vorbesc eu vindecă, vindecă de nefericirea existențială. Al patrulea motiv este pentru că e scris într-un limbaj foarte ușor, simplu și care transmite o stare de bine, de fericire. Și al cincilea, pentru că la Dej, cartea mea se va vinde foarte ieftin, pentru că o parte din prețul ei îl dăruiesc de la mine. Unul dintre motivele care poate le-ar împlini pe toate 5 este că iubirea la care mă refer înseamnă recunoștință și generozitate. Cui se adresează cartea mai exact? Celor îndrăgostiți sau celor care suferă din dragoste? Nu se adresează nici celor îndrăgostiți, nici celor care suferă din dragoste. Dar una în mod special, dar una peste alta, chiar și cei care au suferit din dragoste, chiar și cei care sunt îndrăgostiți, se vor regăsi în acest fenomen al iubirii divine. Pentru că este iubirea de noi înșine, conectată cu iubirea de Dumnezeu atotputernic. Așa că fiecare poate să citească, nu are o categorie de vârstă căreia să se adreseze, oricui.